N-am să uit casa ni satu, unde v-ați crescut băiatu. N-am să uit bunicii mei, că am crescut lângă ei. Ei au muncit pentru mine, să nu duc grija de mâine. Timpul repede mai zboară, urcăm pe a vieții scară. Eu astăzi vă mulțumesc și din suflet vă iubesc mai. Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Iată o seară specială cu artiști celebri ai cântecului popular. Oltenii au venit să aducă pentru dumneavoastră cele mai frumoase cântece, lângă interpreții celebri și tinerii interpreți care întotdeauna au știut să se prezinte frumos în fața dumneavoastră. O mare bucurie pentru mine întâlnirea cu acești interpreți apreciați de toată lumea. Iată, Steliana Sima dă startul edițiilor de colecție aici la
Etno TV. Și îi mulțumesc, Terianisima, pentru că ea ne-a adunat și s-a gândit să facă pentru dumneavoastră, pentru cei de acasă, o seară de neuitat. Sărut mâna, om drag, minunat și artistă de excepție, așa. Bună seara! Bună seara! Da, o seară de colecție și ce puteam să aduc decât oltenașii mei frumoși. Uită-te la ei, toți sunt frumoși, am spus, toți sunt talentați. Toți au ce spune și au avut ce să spună publicului. Eu îți mulțumesc că ai ales să deschizi cu mine acest proiect nou al tău și îți doresc mult succes. Mulțumesc. Și sunt convinsă că vei avea succes, pentru că emisiunea va avea succes, pentru că așa cum noi am dat startul în această seară, vreau să cred că așa se va și continua. Asta ne dorim și noi și trebuie să le mulțumesc tuturor artiștilor, pentru că dacă dumneavoastră nu ați fi, nici eu nu aș putea face aceste emisiuni. Înainte de a merge mai departe cu un moment frumos pentru tine, vreau să le spun celor de acasă că am stabilit distribuția, să zic așa, cu Steliana Asima și am zis, mă, aduci pe cine vrei, tu colegii de cântec. Și zice, da, dar aș vrea, lângă mari interpreți, să-i aducem și pe tinerii care întotdeauna au știut să vină frumos cu cântec popular pentru cei care iubesc muzica noastră tradițională. Și am zis, o idee foarte bună, felicitări și încă o dată mii de felicitări. Cu tot dragul și să spun, ai văzut, când se dă startul, e ca la maraton. Încep toți, mulți și încet, încet... Câte unul renunță, sita cerne. Lucreția și Beatrice, sau Beatrice și Lucreția, cum vreți. Eu o să-i zic Maria. Sunt două dintre... Maria. Sunt două dintre tinerele pe care eu chiar le iubesc și le-am urmărit evoluția. Îmi place că au rămas în această zonă. Nu s-au lăsat furate, duse de valul comercialului. Le apreciez foarte mult. Mai am tineri pe care îi apreciez. Mai facem, că doar am început. Am colegii dragi de suflet, dar am zis că această seară să fie pur oltenească. Așa este, o seară oltenească cu cântece frumoase. Vă rog frumos să vă așezați, pentru că... Și eu. Și tu, bine, pentru că următorul moment este pentru tine. Ne vom aminti acum de începuturile Stelianei Sima și o vedem așa, când era ea, printre primele filmări, să zic, și vă invit pe toți să priviți acolo Steliana, atenție! Steliana Sima s-a născut pe data de 6 ianuarie în comuna Cirieni, județul Olt, zona folclorică a Romanațiului. Din anul 1983 a participat la foarte multe festivaluri și concursuri, dar întotdeauna a obținut cele mai mari premii. Steliana Sima cântă de când se știe. Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste ale cântecului popular. Are o voce caldă, bine timbrată. Prezența scenică este cea care îi face pe iubitorii muzicii populare să se îndrăgostească de ea și de cântecul ei adus din inima Olteniei. Steliana Sima este fata de la țară care nu a uitat niciodată de oamenii locului, nu a uitat de ploile natale și nu uită de oamenii care au picurat la rădăcina carierei ei. În drumul său a întâlnit mari artiști care i-au arătat calea spre succes. Steliana Sima pentru prima dată a văzut-o la televizor și a ascultat-o la radio pe marea doamnă a muzicii populare românești, Maria Ciobanu. Așa s-a îndrăgostit Steliana Sima de cântecul popular. Maria Ciobanu a fost cea care i-a servit ca și model în cântecul popular. Tot Maria Ciobanu i-a marcat copilăria și adolescența. Iar în anul 1987 a întâlnit-o pe celebra Maria Ciobanu, cea care nu i-a frânt aripile și a lăsat-o să zboare frumos către lumea succesului. Steliana Sima întotdeauna recunoaște că Maria Ciobanu a avut un rol foarte important în cariera sa artistică. Are un semn de recunoștință și de prețuire pentru ciocârlia cântecului popular Maria Ciobanu. Steliana Sima în anul 2006 a absolvit Facultatea de Muzică a Universității Spiru Harei din București.
în anul 2008 a obținut titlul de master în artă muzicală la aceeași universitate, iar din anul 2009 a îndeplinit funcția de șef al ansamblului artistic profesionist Ciocârlia al Ministerului Afacerilor Interne. Cântecele Steliane Sima au mângâiat sufletul și au vindecat dorurile oamenilor care o ascultă. Cântecele Steliane Sima întotdeauna au fost un balsam pentru sufletele iubitorilor de folclor. O caracterizează înainte de toate o muzicalitate și un nou stil de cântare oltenească, un glas mlădios, înalt, cu un timbru vocal argintiu și sclipitor, calități viu apreciate de iubitorii cântecului popular. Când o stea strălucitoare atât de puternic cum o face Steliana Sima, niciun nor nu poate să-i stingă din lumină și nici să-i umbrească moștenirea lăsată poporului nostru. Steliana Sima a editat pentru iubitorii cântecului popular foarte multe albume, printre care 6 pui de prepeliță, Te las necuță cu bine, Mamă când îți chem copilul, Lume pentru tine cânt, mă întreabă fiul meu, Mărie, dragă Mărie, unde-i satul de altădată? Multe cântece care au devenit adevărate șlagăre pentru iubitorii cântecului popular. În glasul artistei Steliana Sima găsim toată dragostea și toată bucuria lumii. Chiar așa, găsim toată dragostea și toate bucuriile lumii. Și eu te aplaud. Că când m-ai sunat, asta făceam acasă și zic, ce mai, de ce mă mai sună și Steliana? Mă suna și Niculina. Mă tot întrerupeați din montaj, dar uite, am făcut un material așa cum am putut și eu. Și să știi că avem materiale pentru majoritatea invitaților din această seară. Pe toți îi vom vedea când erau la început de drum și pe Niculina Stoicani. Era așa, cât o nucă. Nu, ești un pic mai mare, ești un pic mai mare. Foarte frumos, ai muncit foarte mult, George, felicitări. Ai spus atâtea lucruri frumoase despre Steliana, nu știu despre noi ce mai spui. O să auziți. O să auziți, am încercat, să fie diferit. Acum că mă mai repet, asta este. Dar Steliana Sima, în această seară, ne-a adus cântece frumoase, așa cum au făcut-o și cum o fac și invitații ei. Vreau să o mai pune la treabă pe Steliana Sima, că de-aia a venit să cânte, să ne dăruiască bucurie prin cântecul popular. Steliana Sima! Thank you.
crești, degeaba spui că-l iubești, mă. Cel, el nu crește singur, dacă nu știi cum să-l crești, degeaba spui că-l iubești, mă. Un copil nu-i copăcel, el nu crește singur, dacă nu știi cum să-l crești, degeaba spui că-l iubești, mă. Teriana Sima, adevărate șlagere în această seară. Iată cântecele care au reușit întotdeauna să pătrundă sufletele iubitorilor de folclor. Felicitări pentru tot ceea ce faci. Felicitări pentru că, iată, reușești să aduci multă bucurie în sufletele oamenilor. Îți mulțumesc foarte mult. Să știi că m-am conformat și am adus cântecele care au fost
cel mai mult iubită de public, ai zis, Steli, vreau șlagăre, șlagărele tale. Acum, eu am foarte multe cântece care îmi sunt foarte dragi, mi-a fost foarte greu să aleg dintre ele. Și am împărțit așa pentru ediția din această seară, așa, pentru cealaltă ediție, că trebuie să le prezentăm pe toate. Da, exact. Încă o dată, mulțumesc, felicitări pentru că ai adus lângă tine colegi minunați și ai adus și două floricele, să spun așa, din grădina cântecului popular. Da. Am o surpriză. Da? Pentru voi toți. Ah, ok. Da? Uh-huh. Așează-te. Bine. Așează-te. Georgel, da, înainte de a da drumul surprizei, vreau să îi mărturisesc ceva Silianei. Cu melodia asta a reușit să mă cucerească în, cred că în 1993-94 ai scos melodia asta. Atunci am ascultat-o pentru prima dată la radio Oltenia Craiova. M-am îndrăgostit extraordinar de muzica ta, de melodia asta. Am introdus-o în repertorul meu și să știi că la ansamblu, în spectacole, cântam melodia asta. Chiar dacă mulți credeau că e melodia mea, poate nu știau că este melodia Steliani Sima. Și pot să spun că am luat foarte mult ciubuc cu ea pe la evenimentele private. N-am simțit. Și acum, n-ai simțit nimic? Da. Și acum, de fiecare dată, când am un moment așa mai de suflet, mai introduc melodia. E foarte frumoasă, nu știu, sensibilă. Mi-a plăcut extraordinar. Bravo. Și eu am în repertoriul meu, la evenimente, desigur, cântece din repertoriul vostru, pentru că la fel și voi aveți șlagări, aveți cântece frumoase și atunci trebuie să cânt și eu. Da, e foarte bine să cântați unul de la altul, să nu vă supărați, să vă înțelegeți. Ai zis că n-ai simțit nimic. Ai zis că n-ai simțit nimic. Nici eu de la tine. Fii atent. Dacă nu ai simțit nimic, facem în felul următor. Luăm o pauză de publicitate și trebuie să simți. Pauză! Ne întoarcem!
îți iubești soțul, îți iubești copiii și iubești și publicul care te ascultă. Bună seara, Mariana! Bună seara! Și o iubesc și pe dăicuța mea, Steliana. Păi dacă nu o iubeai pe dăicuța, nu era în această seară aici. Și da, dăicuța, să știi că te iubește mult, mult, foarte mult. Sunt convinsă de asta, pentru că ne apreciem reciproc și mă bucur că, iată, îi faci o seară așa de neuitat, pentru că va fi și va rămâne o seară memorabilă pentru noi, pentru că n-am fost de mult în studiourile NOTV, mi-era dor să mă întâlnesc cu colegii așa valoroși și în același platou, pentru că așa ne simțim bine și n-am ales întâmplător acest cântec, pentru că Steliana este sărbătorită. Prin anii 90, când ne-am întâlnit noi, printre primele dăți când ne-am întâlnit, mi-a mărturisit Steliana că ascultă și că iubește acest cântec. De aceea l-am ales. Da, vroiam să spun că îl cântam și eu, așa cum Costel a zis că înainte cânta, și acum cântă 6 pui de prepeliță. Ăsta e unul dintre cântecele pe care l-am cântat și eu. Și din când în când chiar îl mai cânt. Este frumos și toate cântecele tale frumos. Sunt foarte frumoase. Da. Înainte de a te mai pune la treabă, a fost bine în vacanță? Că alaltă te-ai întors. Da, am avut două zile așa pe weekend și am avut și concediu. Deci, să ne spui și nouă ca unde să știți că n-am fugit de la serviciu. De triunf acolo. Da, am văzut pe Facebook că ai postat, ai fost în vacanță. Ai fost în vacanță, să-ți fie de bine, dar te rog să le mai oferi. A fost foarte frumos. Da? Puteți să mergeți și voi la Paris. La Paris am fost. Nu mă urmărești, nu ești panul meu. Weekend, atenție că doamna manager aici, nu mai intra și tu pe detalii. Nu, că și-a luat, și-a făcut liber cerere de concediu. Am avut și o zi de concediu. A avut. Da. Deci este... Solicită tot timpul concedii. Medicale sau fără plată? Gata, te rog să nu-i mai dai concediu și ia să dea celor de acasă cântec popular. Mariana Ionescu, Căpitănescu! Pădurea să ne unească.
Cele mai frumoase cântece le ascultați în această seară, celebrități și cântecele lor. Doamna celebritate, vă rog să luați loc. Dragi prieteni, înainte de a merge mai departe, vă invit duminică 2 aprilie de la ora 17 la Sala Radio, la concertul aniversar al maestrului Ion Ghițulescu. Vă așteptăm cu mic, cu mare, acolo la Sala Radio, pentru că, iată, noi vom prelua toate evenimentele din toată țara și vom prelua și concertele de muzică populară de la Sala Radio. Vreau să vă invit totodată, sâmbătă, de la ora 17, să urmăriți emisiunea Gala Cântecelor Noastre. Este un proiect nou de emisiune, pornim cu carul de emisie prin toată țara pentru a ne întâlni cu interpreții dragi ai muzicii populare. Primul concert, Gala Cântecelor Noastre, a poposit în localitatea Bumbești-Jiu. Acolo am sărbătorit-o pe Claudia Torop. Hai să o vedem pe Mariana Ionescu, cum era, cum arăta și cum cânta la început de drum. Ești curioasă? Sunt curioasă. Te rog să mă crezi că nu știu când au trecut toți acești ani. Iam în imagine pe fiecare dintre colegii mei cât de tineri și ce fețe de copilași aveam noi, așa că nu știu dacă ei realizează când au trecut acești ani, pentru că... Da, sunteți tineri, nu, sunteți neschimbați, sunteți trecut frumoși. Dar Niculina, ce vrei să zici? Vreau să spun că mă uitam și la Steliana în filmulețul pe care l-ai pregătit și mă gândeam la fiecare dintre ei și la viața noastră, pentru că au trecut ceva anișori și astăzi cred că suntem fiecare dintre noi, cu locul nostru, puterea exemplului pentru, spuneam de Oltenia, fiecare pentru județul din care vine. Și împreună formăm Oltenia asta mare și frumoasă, de care toată lumea vorbește și toată țara vorbește, implicit de noi. Sunt tare mândră, întotdeauna am spus că sunt tare mândră de generația din care fac parte. Și în lume pe unde mergem. Și în lume pe unde mergem. Dar tot români, asta vreau să spun. De acolo vorbesc foarte frumos despre noi oltenii. Aveți cuvântul, deci românii vorbesc. Deși pe unde mergem în afară, românii vorbesc atât de frumos despre noi și atât de mândri sunt când suntem în mijlocul lor. De curând am fost care prin Spania, Italia, Germania și ai văzut cât de bucuroși sunt când suntem în mijlocul lor și cu cântecul. Parcă le mai alinăm dorul de țară. Nu, aveți parcă, dreptate, sigur, sigur aveți dreptate, domnule Inceanu. Aveți dorul dreptate. De țară. Ia să vedem pe Mariana noastră. Priviți acolo. Reprezentantă de seamă a folclorului oltenesc, Mariana Ionescu Căpitenescu s-a născut pe data de 6 mai în localitatea Dănciulești, județul Gorj. Mariana Ionescu Căpitenescu a îndrăgit cântecul popular încă din copilărie, dar activitatea artistică profesională a început-o la vârsta de 19 ani, când a fost angajată a ansamblului folcloric Vâlceanca din Râmnicu Vâlcea. În anul 1991, la vârsta de 22 de ani, Mariana Ionescu Căpitănescu obține cele mai importante premii din cariera artistică. Premiul întâi la Festivalul Național Maria Tănase de la Craiova, respectiv Marele Premiu la concursul Topul Tinerilor Interpreți de la Radio România. Toate aceste premii i-au adus consacrarea artistică, urmând apoi o serie de înregistrări la radio și filmări la televiziune. Mariana Ionescu Căpitănescu acum este angajată a ansamblului artistic profesionist Maria Tănase din Craiova. Artista care i-a servit ca și model în cântecul popular a fost și rămâne doamna muzicii populare Maria Ciobanu. Mariana Ionescu Căpitănescu recunoaște că nu s-ar fi apucat de cântat dacă nu ar fi auzit-o, nu ar fi îndrăgit-o pe ciocârlia muzicii populare Maria Ciobanu. Mariana Ionescu Căpitănescu este și va rămâne una dintre cele mai iubite artiste ale folclorului românesc. Mariana Ionescu întotdeauna își găsește prin cântec mângâiere, bucurie și tot cântecul este cel care o însoțește la drum, făcându-i pe iubitorii muzicii populare românești să uite de toate greutățile vieții. Mariana Ionescu Căpitănescu a înregistrat foarte multe cântece în Electrecord pe plăcile de vinil. În anul 1993, primul album, Inimă plină de dor, în anul 1995, Dragoste de când te aștept, în anul 1997, Mă arde dorul de țară.
Mariana Ionescu Căpitănescu a înregistrat foarte multe cântece. Astăzi este iubită de marele public, iar cântecul ei rămâne în sufletul omului. Bravo! Ești grozav, ce să mă... Să rămână. Sunt datoare nu numai o cafea, o masă copioasă. Știi, vorbeam cu Niculina zi, când spui tu acolo 1987, 1997 și mă zic, totuși au trecut anii ăștia. Uite, când au trecut anii ăștia? Au trecut frumos peste voi, pentru că sunteți neschimbate. Ați rămas la fel de frumoase și noi rămânem la fel cu pauza noastră de publicitate. Asta este. Pauză. Ne întoarcem. Lângă tine o muiere frumoasă, trebuie să plătești gras. Păi nu, dar aș vrea să întreb așa, mă, zoadă sapă e vreo 1,5 milioane, adică 150-200. Dar cu muiera frumoasă, cât o fi dădică? Cât ar costa? Cât o fi dădică? Păi dacă s-a scumpit și ziua de sapă, noi așa am... Așa e, nu mai e 150, e 200. Avem 1000% scumpire. Da, 1000%? 1000%, da. Adică... Gândește-mi cât era... Nu, 1000%. Nu la ziua de săpat raportezi. Nu mai sunt timpurile și vremurile deodată. Atenție! Deci te gândești cât era o muiere frumoasă acum câțiva ani și pui 1000%. N-are calculatorul cu el. N-are calculatorul cu el, se lasă pe gubaș. Da, zice că se lasă pe gubaș. Niculina, mă bucur mult de tot că ești în această seară alături de noi. Te apreciez foarte mult, te stimez și te respect foarte mult, Sărumâna. Mulțumesc. Și eu din tot sufletul și mă bucur că sunt la Etno, n-am mai fost de ceva vreme.
N-am mai ieșit în lume, cum ar zice bunica mea. Cred că se uită la noi acum și ne vede. Îi spun sărut mâna. Și eu îi spun sărut mâna, măicuță. Sunt foarte fericită că sunt alături de colegii mei. Eu am spus-o de fiecare dată și am să o repet. Fac parte dintr-o generație puternică, frumoasă, valoroasă, nu numai din punct de vedere profesional, dar așa, ca oameni, uită-te la noi toți, nu numai la noi la Olteni, ci toată generația noastră. Toți sunt oameni frumoși, realizați, cu familii frumoase, cu o profesie extraordinară, cu prieteni de jur împrejur. Până la urmă, asta contează. Asta e urma pe care o lăsăm pe pământ, iar eu sunt mândră că fac parte din urma asta adâncă pe care o lăsăm în cântecul popular. Și eu sunt mândru că sunteți în această seară aici la Etno. Te rog să ne mai dăruiești un cântec frumos. Niculina Stoican. Mulțumesc! Niculina, ia tu loc acolo. Da. Să-i dau microfon. Stai. Da. Surpriza! Surpriza! Mă, știi cum erai? Uite așa, te-am văzut în câteva imagini. Și erai prima, erai în față. Ia priviți! Îndrăgita interpretă a cântecului popular mehedințean, Niculina Stoican, s-a născut pe data de 9 decembrie în comuna Balta din județul Mehedinț. Niculina Stoican este absolventă a Facultății de Etnomuzicologie și Folclor din București. Începând cu anul 1996,
este angajată a ansamblului artistic profesionist Doina Gorjului din Târgu Jiu, unde are o bogată activitate artistică, participând la numeroase spectacole, atât în țară cât și în străinătate. Cele mai importante premii câștigate de Nicolina Stoican sunt concursul Moștenitorii, organizat de Televiziunea Română și Marioara Murărescu. Este laureata Festivalului Maria Tănase din Craiova, laureata Festivalului Maria Lătărețu din Târgu Jiu. Nicolina Stoican este o artistă cochetă. Îi plac lucrurile scumpe și de calitate. Îi place să vină în fața publicului ca o adevărată zeiță. Indiferent de bijuteriile pe care le alege să le poarte, Nicolina Stoican nu renunță niciodată la talismanul ei norocos, pe care l-a primit de la mama, de la celebra Angelica Stoican, într-un moment când i-a fost foarte greu în viață. Cântecele Niculinei Stoican au surprins o țară întreagă. Când începe să cânte, inimile iubitorilor de folclor încep să se deschidă. Vocea caldă, cristalină și personalitatea puternică în același timp au transformat fetița de altă dată într-o stea a folclorului românesc absolut strălucitoare. Astăzi, Nicolina Stoican este managerul ansamblului artistic profesionist Maria Tănase din Craiova. Repertoriul Niculinei Stoican cuprinde doine, cântece tradiționale, cântece de stil folcloric, modern și contemporan, cântece de voie bună și creații ce aparțin melosului și stilului de sorginte oltenească, conform specialiștilor în domeniul folclorului românesc. Niculina Stoican se află la loc de cinste între cele mai de seamă interprete ale folclorului oltenesc. Am vorbit cu colegii mei aici că e un format de emisie extraordinar, un format de emisie prin care cei de acasă cumva se uită la noi și facem împreună o recapitulare a ce am trăit și ce exact. O să trăiască, ce a trăit fiecare dintre noi și cei care o să vină în emisiune. Așa că e cumva, dacă vrei, pentru noi un fel de film al vieții noastre, din punct de vedere profesional, la care ne uităm și noi și zicem... Oare chiar, așa cum zicea Steliana, oare chiar am trăit asta? Oare chiar ăștia suntem noi? Eu vreau să vă spun, iartă-mă, că surprizele pentru voi nu se opresc aici. Și veți vedea și voi și telespectatorii, puțin mai târziu, despre ce este vorba. Încă o dată vă felicit și mii de mulțumiri, pentru că ați înțeles că trebuie să promovăm cântecul și că trebuie să sprijiniți emisiunile televiziunii noastre. Încă o dată. Cu drag și din tot sufletul o să-mi dai voie acum, pentru că nu se știe ce emoții o să mai trăim. Să-i mulțumesc Stelianei pentru că astă seară sunt aleasă de ea să fiu în preajma ei, pentru că până la urmă ea este centrul universului nostru astă seară. Și pe ea o sărbătorim. Și vreau să amintesc celor de acasă, eu am și dar pentru voi, dar pentru Steliana, dar pentru tine, o să le aducem în platou, să le spun celor de acasă că pe 21 martie, și uite, nimic nu e întâmplător, Universul lucrează pentru noi, pentru olteni, pe 21 martie avem ziua Olteniei, o sărbătorim la Craiova. Este un spectacol de excepție. În fiecare an ne dorim ca toți cei care reprezintă cântecul popular oltenesc să fie prezenți la Craiova. Suntem în Piața Frații Buzești. Este un spectacol organizat de Primăria Municipiului Craiova și de Consiliul Județean Dolj, cărora le mulțumim. Avem parteneriat semnat și cu Primăria Drobeta Turnu Severin. Le mulțumim și lor din tot sufletul. V-am adus darurile frumoase. Pe 21 martie vă așteptăm. Sunt asistentă. Deci mulțumesc, Beatrice, din suflet. Mulțumesc mult de tot. Este unul pentru Steliana și unul pentru tine. Mulțumesc. Avem aici, este pachetul nostru aniversar de 30 de ani, Maria Tănase. L-am adus ca voi să vă bucurați de el și să vedeți că nu e puțin lucru să fim olteni și că muncim din noi, acolo la Maria Tănase. Steliana este invitata noastră de seamă la spectacolul de pe 21. Toți de aici și din platou vom fi prezenți pe 21 la spectacol la Craiova. Vă mulțumesc din tot sufletul, așa că vă așteptăm pe 21 martie în Piața Frații Buzești. Veniți acolo la un spectacol adevărat. Îți mulțumesc frumos pentru acest dar. O să vezi că ai acolo tot ce trebuie. Am văzut. E ceva foarte frumos și foarte prețios aici, pe care sunt convinsă că o păstrați așa cu... Și mai avem și zaibărul oltenesc.
Nu, Costică, n-ai voie că tu conduci. Da, sunteți cu mașina. Tu conduci, n-ai voie. N-ai voie. Nu te lasă mașina. Așa, din... Da. Așa. Din profil, știi? Așa. Ca să nu... Așa. Deci am primit tot acâmul, da, chiar foarte bine. Și papornița noastră. Și îți mulțumesc încă o dată pentru tot. Parcă lipsește firul de praz, dar ăsta luăm la Craiova când venim. Să o filea. Adică să în paporniță chiar mergea firul de praz. Îți mulțumesc tare mult, Niculina, îți mulțumesc pentru prezență, în primul rând, pentru acest dar minunat și mă bucur că împreună putem să facem o seară memorabilă. O seară de neuitat, așa este. O seară de neuitat. Și lângă această seară de neuitat... Mulțumesc tuturor colegilor mei, colegelor mele prezente care au acceptat invitația și promit că atunci când fiecare... Păi le vine rândul. Căruia îi vine rândul și va fi protagonist, răspund cu drag invitației, desigur, dacă mi se lansează invitația. Sigur, eu răspund sigur cu drag. Vei avea o invitație. Dar, nu fie în timpul prășitului, domnul, că el să pleacă la prășit de vie. Și are treabă. Până pleacă domnul Enceanu la prășit de vie... La tăiat, mă! La tăiat de vie. Păi da, să... Candată la tăiat. La tăiat, dar să și prășește și via și... Da, înainte să taie. Așa este. Am început la bine, tăia de vie. Până tăiați dumneavoastră via... Am început la tăia de vie, așa că trebuie să... Vreau să ne tăiați frumos. Când, sufletul cu cântecul dumneavoastră, pentru că întotdeauna cântecul dumneavoastră este așa un leac, este un balsam pentru sufletele noastre ale tuturor și ați adus pentru marele public adevărate șlagăre. Pot să spun că și păsările cunosc cântecul dumneavoastră. Da. Bună seara tuturor. Înainte de toate vreau să-i mulțumesc Eliane pentru invitația făcută. Hai să nu vorbesc de jos, să zic că lumea, bă, dar ăsta... Simțiți-vă bine, da. Sunteți acasă. Mulțumesc, Eliana, pentru invitația făcută, mai ales că dăm startul unui format nou și contează foarte mult să încep cu dreptul. Cu siguranță, cu garnitura asta extraordinară, vei porni cu dreptul și noi, de regulă, aducem noroc și succes pe unde mergem, să știi. Sunt convins. Când dăm noi cu busuiocul, răsare norocul. Ascultă-mă ce spun. Răsare norocul, da. Dar acum răsare în sufletul omului cântecul domnului Constantin Enceanu. Drag. Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de noi ca să uite, să-i fac clipe-n viață fericite. Să-i zic unul pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Dacă ai necaz, arză-l ar focul, sau zici că te-a părăsit norocul. Nu uita, toate sunt trecătoare, mai las-o colo de supărare. Pune-l pe Enceanu ca să-ți cânte, că le uiți oricât ar fi de molete. Și nu-ți mai face inima rea, omul plecă strece viața. Iar când ai o bucurie în casă, atunci zici că viața e frumoasă. Cu cei dragi când ești la veselie, îți urez numai așa să-ți fie. Și pui lăutarii ca să-ți cânte, și cu ei te iei pe întrecute.
chefuiești, pe toate ți-e da să le trăiești. Stai cu mine, omule, să-ți cânt, că așa mi-a fost dat pe pământ. Să fac omul de noi ca să uite, să-i fac clipe în viață fericite. Să-i zic nu pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Să-i zic nu pe sufletul lui, de dor și de dragostea din tâi. Să-și depene amintirile ușor, să-i curgă lacrimile. Așa mă bate gândul de-aș putea să opresc timpul, de-aș putea să opresc timpul, să nu mai zboare ca gândul. Cum să fac tinerețea, să opresc în viața mea, că se duc zilele mele și tinerețea cu ele. Să fac tinerețea, să opresc în viața mea, că se duc zilele mele și tinerețea cu ele. Dragă tinerețea mea, multă am legumit din ea, mă. Am gustat cu lingura să am cât mai mult din ea, mă. Degeaba am legumit, niciun folos n-am avut, niciun folos n-am avut, se duce ca frunza-n vânt. Degeaba am legumit, niciun folos n-am avut, niciun folos n-am avut, se duce ca frunza-n vânt. Mă rog mult de tinerețe să alunge orice tristețe, să rămână lângă mine cât am să trăiesc pe lume. Vremea mi-a zis nu se poate, că se duc zilele toate și trec ani rând pe rând, viața trece vrând nevrând. Nu se poate, că se duc zilele toate și trec ani rând pe rând, viața trece vrând nevrând. Am revenit, dragi prieteni, în seară românească cu celebrități și șlagărele lor. Avem o seară oltenească, îi avem pe cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular. Dar haideți să îl vedem și pe domnul Enceanu.
tinerel, frumușel, așa cum este și în această seară. Ia priviți acolo, domnul Enceanu. Iată. Of, of, lele verde mărdonesc, aulică băzată că îmbătrânesc, mă. Olteanul Constantin Enceanu s-a născut pe 16 februarie în comuna Vișina Nouă din județul Olt. Constantin Enceanu este unul dintre cei mai norocoși interpreți de muzică populară din România. Cariera profesională a atins apogeul, iar în plan personal, lucrurile merg cum nu se poate mai bine. În perioada 1985-1991 a participat la mai multe concursuri și festivaluri din țară, unde a câștigat nenumărate premii. Premiul întâi, Corabia de Aur. În anul 1991 obține premiul întâi la festivalul concurs de muzică populară Maria Tănase din Craiova. Tot în anul 1991, Constantin Enceanu participă la concursul Topul Anului, un concurs organizat de Radio România și multe alte premii obținute de Constantin Enceanu la festivalurile de folclor. Pentru îmbogățirea repertoriului, Constantin Enceanu a cules cântece din Vădăstița cu ajutorul unei profesoare, soția preotului din sat, o pasionată de folclor, Angela Dumitrescu, care din păcate nu mai este printre noi. Această doamnă i-a oferit primele cântece, Când eram eu băietan, Fetiță de peste Olt și Jos pe Valea Dunării. Apoi, Constantin Enceanu și-a îmbogățit repertoriul, culegând adevărate cântece de la lăutarii din Vădastra, Urzica, Vișina, a preluat anumite cântece, le-a prelucrat și apoi le-a dat o nouă înfățișare. Îi plac doinele și baladele, dar și cântecele propriu-zise, horele și sârbele. Constantin Enceanu este o voce inconfundabilă, un simbol al muzicii populare oltenești, cu un adevărat simț al șlagărului. Îndrăgitul Constantin Enceanu cucerește sufletul omului, având grijă mereu ca valoarea să nu fie umbrită de prea multe concesii. Cântecul popular l-a purtat pe Constantin Enceanu peste mări și țări. A efectuat foarte multe turnee în Italia, Egipt, Franța, Grecia, Iugoslavia, Belgia, America. Cântecul popular i-a rămas cel mai bun tovarăș de drum. Bravo! Da. Bă, ce tinerel era! Era tinerel, așa cum sunteți la fel de tine. Deci îmi plăcut din suflet cojocul ăla de Vădastra și cu pălăria. Am cojocul, dar nu mă mai încape. Dar uite, vezi, vestea asta este inspirată din... Este același model. Da, elemente din cojocul de Vădastra. Din același model, din pieptarul de Vădastra. Tot. Da, sunt elementele specific cojocului de Vădastră. Așa este. Îmi pare rău că pe al meu l-au mâncat moliile. Îmi pare atât de rău și n-am putut să-l mai salvez, dar vreau să-mi achiziționez, pentru că încă un cojoc o să merg la Vădastră, pentru că vreau să, din când în când, vreau să mă mai întorc la primul meu costum, o pincă și cojoc și legătura, atenție, nu știu dacă vă mai amintiți primele apariții ale mele și în festivaluri, era o legătură aici pe care eu am înlocuit-o cu Floricica. O legătură specială, bunica mea îi spunea păsărică. Da, cumva, da, cu cioc, nu știu cum, nu știu să o mai fac. Dar o să mă străduiesc odată când am cojocul. Te uiți la filmarea de atunci? Și opincile. Și, mă, eu am și acum opincile, să știi. Și am, eu și am opincile. Izmenele și cămașa lungă, pe cuvânt. Pieptarul, cei drept, ți-am zis... Dar se face, este un... Avem noi la Vădastră, avem. Păi facem așa, dacă de tine e mimi, îl dai mie și ți-ai altul tu. Și el recondiționează Steliana și îl așează acolo unde trebuie. Cei drept că a intrat la apă pieptarul. Asta. Păi mi-l dai mie, s-a mai mișorat. Nu că eu... Nu v-ați îngrășat. Știți ce mă bucur eu? Mă bucur că, uite, am putut face împreună această emisiune și încă o dată o felicit pe Steliana pentru că v-a adunat și pentru că ea a dat... Da, dar tu ai dat startul edițiilor de colecție, așa cum le-am numit noi, Celebrități în Cântecul Popular. Și îmi place că vă uitați cu atâta atenție și cu admirație la acele filmulețe, încât nici nu... nu vă vine să cred... Foarte frumos ai sintetizat o viață de artist în câteva minute și nu te-ai repetat. Asta am încercat să nu... Exact. M-am mai repetat un pic, dar puțin, să știi. Foarte puțin. Acum
uite, la festivaluri pe acolo, dar acum să asta știi că și să acum mă repet și vă pun la treabă pe tine și pe sora ta. Pe Dăicuța. Da? Dăicuța. Hai, doamnelor și domnilor, Steliana Sima și Mariana Ionescu, Căpitănescu. Ce-ți place ne-i ca Mihai, el nu se uită la tine.
poartă, te alungăm cu apă fiartă. Mai bine să ne opolești, că nu știi ce ai să pățești, mă. Te mai vii la noi la poartă, te alungăm cu apă fiartă. Mai bine să ne opolești, că nu știi ce ai să pățești, mă. Salvează-mă! Nu! Eu nu mă bag, vă las aici. Salvează-mă, Georgele, salvează-mă. Mihai a avut, are multă avere, are dare deci de mână. Deci vă vrea că aveți avere. E foarte avut Mihai al nostru. Păi, da. A spus ochii inele bine unde a spus. Inele cercei, papucei. Bine, e un imaginar, dar așa nu-i imaginar. Așa-l vreți voi. Dragii mei, vă invit să faceți, corect, să vă faceți... Imaginăm. Comod, să vă simțiți bine, sunteți la voi acasă. Dar așa cum spuneam la începutul emisiunii, Steliana Sima a ținut foarte mult să aducem în această seară tineri interpreți. Iată două oltence, una din Gorj, cealaltă din Vâlcea, și Lucreția Goagea și Maria Beatriz Bândoiu. Fete frumoase, fete talentate, vă rog să meargă un microfon așa. Bună seara, Maria! Bună seara, Georgel, nu-ți place ție prenumele meu franțuzesc, dar asta e, o să te dau pe mâna mamei mele, că ea l-a ales. Da, da. N-a știut ea ce o să cânt eu. Bine că ți-a pus și... Și uite, Maria, aici e mâna tatălui meu, deci inspirația s-a împărțit la noi în familie. Bună seara, vreau să-i mulțumesc doamnei Steliana, sunt extrem de recunoscătoare că m-a ales să fac parte dintr-o garnitură redusă, dar aleasă deopotrivă cu mintea și cu sufletul, pentru că dânsa, desigur, ne admiră pe fiecare dintre noi pentru modul în care cântăm, dar cred că mai contează și altceva, contează și cum suntem educați, cum ne purtăm și cum suntem formați sufletește, așa că mă bucur mult să fiu aici. Bună seara, Lucreția! Bună seara, vă spun și eu, să știți că mă bucur foarte mult să revin aici la Etno TV și mă bucur și mai mult pentru că în această seară fac parte dintr-o... sunt în această seară specială. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați ales să vă fiu alături și vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați fost un exemplu. Și cei care sunteți aici în această seară mi-ați fost un exemplu, iar noi dacă am reușit să ne menținem așa pe cale, este și pentru că ați reușit să lăsați în urmă și cântece și un exemplu de urmat pentru noi. Sunt un exemplu pentru foarte mulți tineri. Dacă în 20 de secunde vrei să zici ceva, doar 20 de secunde, Steliana. Da, în 20 de secunde. Unu, încep. Se cronometrează. Le iubesc foarte mult pe amândouă. Desigur, mai am tineri pe care, așa cum spuneam, îi iubesc și le urmăresc evoluția, însă Lucreția și Beatrice au reușit să se detașeze foarte mult de generația lor. Mulți pornesc la drum, sita cerne și rămân foarte puțin, ceea ce este foarte important, că și le-am ales pe ele două, stau liniștită și stăm liniștiți noi, generația aceasta care o vedeți aici, pentru că, uite, există continuitate. Sunt mândră de aceste două fete, de aceea le-am spus și, mai spun încă o dată, le iubesc, le prețuiesc și să aibă grijă să nu le fure latura asta a comercialului, pentru că, din păcate, este un val atât de puternic, rămâneți stânci. Ele vor rămâne valului, așa cum le cunoașteți vă dumneavoastră. Vă felicit, fetelor! Ai un aranjament floral noi acolo. Noi n-am avut paporniță, așa că... E un coșuleț. Amândouă am aranjat să vă oferim niște flori. Mulțumesc în această... Fetele au flori pentru tine, Steliana, iar eu pentru domnul Constantin Engeanu am o pauză de publicitate! Floarea ta de în grădină și dorul de la inimă. Atrudită-i cu țal meu din greu, purtându-i grijă mereu. S-a rugat să-i crească floarea mare, să aibă o alinare. Iar acum este mândru de ea și îi râde inima. Nu e tatăl lume ca al meu, om
făcut primii pași în iarbă, ai venit atât în grabă. Când umblam singură în bătătură, cu drag mă priveai din urmă. Strânge-mă, tată, la pieptul tău, așa cum făceai mereu. Să-ți șterg ochii cei înlăcrimați, că fata îți măritași. Nu e tată în lume ca al meu, om pâinea lui Dumnezeu. Și pândorule, mi te du la nica sândorule, du-te dor prin flori și pândorule, mi te du la nica sândorule, și te du medru-n grăbit la neicuța-l meu iubit, la neicuța-l meu iubit, ofo.
și cu grijă să-l apuci la mine, să-l aduci la mine, să-l aduci, o foc. Că mi-e neguța omul, ce-am pe suflet pot să-i spun, ce-am pe suflet pot să-i spun, mă. Și cu grijă să-l apuci la mine, să-l aduci și la mine.
să fac eu să nu mor? Că mi-e așa de dor de dulceața buzelor. Ia să-mi spui tu, puișor, ce să fac eu să nu mor? Că mi-e așa de dor de dulceața buzelor. Parcă ți le-a îndulcit stupul și mie mi-e tremură trupul când cu ele îmi sărut sânul și cu sete îmi sorb suspinul. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste, cu brațele și gurița știi să-mi alini suferința. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste, cu brațele și gurița știi să-mi alini suferința. Ochișorii tăi căprui de când i-am văzut întâi. Mă poartă un gând cu dor la culoarea ochilor. Ochișorii tăi căprui de când i-am văzut întâi. Mi-au pus pe inimă paie și mi-au aprins o vapaie ca să ardă și s-o stingi tu în brațe să mă strângi, mă. Doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste, cu brațele și gurița, hai să-mi alini suferința. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste, cu brațele și gurița, hai să-mi alini suferința. Ce să fac dacă mi-e dor de căldura mâinilor ce mă mângâia ușor? Ia mai spune-mi, puișor, ce să fac dacă mi-e dor de căldura mâinilor ce mă mângâia ușor? Mijlocelul mi cuprindeai și-n brațe mă ridicai lângă suflet să mă ai, să poți gurița să-mi dai, măi. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste, cu brațele și gurița, hai să-mi alini suferința. Că doar tu ești, puiule, leacul meu de dragoste, cu brațele și gurița, hai să-mi alini suferința. Tineri interpreți, mari artiști la seară românească, celebrități și cântecele lor. Cred că au confirmat spusele noastre, laudele noastre. Știi ce m-aș bucura? Să le văd așa peste ani, că sunt prietene. De ce nu să facă și 1, 2, 3 duete, așa cum eu și Marian. Sunteți stiluri diferite, aveți timbru diferit fiecare dintre voi, aveți inflexiunile voastre. Dar pot face prietene. Lucruri frumoase să împreună. Să fiți prietene. Să fiți prietene, asta să vă înțelegeți să vă și să vă respectați. Exact. Exact. Că ne-ați invitat. Așa, să invit... știți că vă urmărim în continuare evoluția. Așa, așa, așa. Nu scăpați din ochii marilor artiști. Responsabilitate. Vă rog să vă așezați pentru bravo, că vreau fetele. Să bravo. Felicitări. Merg felicitări. La spectacolul organizat de ansamblu Maria Tănase, de Niculina Stoican. Vreau să-mi iau iubita și să vin acolo. Dar vreau să mai spun o dată unde să vin și când să vin, că am uitat. Te așteptăm, chiar dacă nu ești oltean, noi nu avem... Nu, dar... Eu oltean, eu oltean!
apoi am să știe tot. Deci, eu ziceam că ești Tele Oltean, mă. Da, mă, are dreptate, că sunt acolo între... Păi, da, are dreptate. Vă rog foarte mult să vă, asta cum da. Se zice, să vă cere scuze că da, mă fac parte tot din Oltenia, de Drăgășani. Păi, păi eu sunt între Olt și Teleorman, așa vezi? Este. Na, nu? Uite așa. Da. Păi și Vâlcea? Păi nu, Vâlcea e, Vâlcea e departe. Mai departe. Bun, zi unde să vin. Unde să vin. Mulțumesc. Deci, reiterăm. Așa. Vă așteptăm pe 21 martie în Craiova, în Piața Frații Buzești, un spectacol organizat de Primăria Municipiului Craiova și de Consiliul Județean, de Ansamblul Folcloric Maria Tănase, în colaborare cu Palatul Culturii Teodor Costescu din Turnul Severin, Orchestra Lăutarii Mehedințului, condusă de Nicolae Drăghia și cei mai buni și mai frumoși, unii dintre cei mai buni și mai frumoși interpreți ai Olteniei. În fiecare an sunt alții și alții și alții. Cei de aici sunt prezenți acolo, așa că veniți să vedeți cât de frumos prețuim noi Oltenia și istoria ei, pentru că pe 21 martie Tudor Vladimirescu a intrat în București. În București a intrat, așa că noi oltenii trebuie să sărbătorim. Mai avem câteva evenimente. Mariana mă ajută, că ea este... Dă-mi microfonul cu verde. Ea așa. Este directorul meu artistic. A, doamna director artistic, da. Ia spuneți. Așa, o să fie în 20 și 21 aprilie o festivitate extraordinară, festival concurs în Caracal, județul Olt, organizat de Primăria Caracal. Și noi vom fi prezente, eu și Niculina Stoican, în 20 și 21 aprilie va fi și Ionuț Dolănescu, așa că pentru tinerii care sunt în concurs, succes. Pot să se înscrie și le dorim succes. De asemenea, avem o surpriză pentru consătenii mei, pentru dânciuleșteni și nu numai, pentru toate localitățile de acolo, din jurul Dânciuleștiului. Vă invităm la festival la Dânciulești pe 23 aprilie. Vom fi prezenți și tu, Costel, dacă nu știi. Așa. Și avem multe surprize. Primăria Comunei Dânciulești va organiza o manifestare extraordinară. Aveți multe surprize, avem multe spectacole. Inclusiv pentru Constantin Enceanu. Deci nu. Hai mai puțin. Nu vrei să cântești și mai vorbim după? Mai puțin cu vorbele, cu reclamele, că sunteți pe spațiul meu și vă cer bani. Vă percep taxă, vă rog frumos. Doamnelor și domnilor, ne cântă Steriana Sima! Vreau să spun la lumea toată o întâmplare adevărată, o întâmplare adevărată, scoasă parcă din poveste, cum n-a fost sau poate este, cum n-a fost sau poate este. Crescut pe lângă mine un puiuț micuț de câine, un puiuț micuț de câine. Stătea-n fric și stătea-n sloată, nu se plângea niciodată, nu se plângea niciodată. De-i dam o coajă de pâine, sărea și și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. Te dăm o coajă de pâine, sărea și-n foc pentru mine. Și nu aștepta răsplată, doar să-l mângâi câteodată. De casă departe, peste dealuri, văi și sate, peste dealuri, văi și sate.
după 4 luni de zile, s-a întors acasă la mine, s-a întors acasă la mine. Acum știu cât am greșit atunci când am socotit că e numai un cățel și n-are suflet și el. Câte nopți și câte zile m-o fi căutat pe mine, m-o fi căutat pe mine. Mort de foame și însetat, rătăcind din sat în sat, rătăcind din sat în sat, mă. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea. M-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, măi. Acum știu ce e iubirea, ce înseamnă dăruirea. M-a învățat al meu cățel, nevinovat sufletel, măi. Dacă luăm seama bine, și la om, dar și la câine, și la om, dar și la câine. Câinele are suflet mare, omul câteodată n-are, omul câteodată n-are. Câinele în suferință te păzește cu credință, îl bați și îl izgonești în loc să îl răsplătești, mă. Dă-i o strachină de apă și un colț de pâine uscată, care și el rostul lui lângă casa omului, mă. În farmaciile Dr. Max ai prețuri speciale la sute de produse. Acum ai Seoradin Forte, șampon împotriva căderii părului la 22,99 lei și Bonilash Ser Stimulare Creștere Gene la 89,99 lei în farmacii, hiperfarmacii, e-shop cu livrare acasă sau cu ridicare din farmacii. La prețuri Dr. Max! La Profi cheltuiești mai puțin cu ajutorul etichetelor albastre. Fiindcă știm care sunt produsele de care ai nevoie, le-am inclus pe toate în punga prețurilor mici. Găsește etichetele albastre în magazinele Profi și bucură-te zilnic de prețuri mici. Te duci cam des la baie. Ai să le dai o veste? Nu, am stat în frig. Urinez des și custurii. Dar nu e de la frig, e de la bacterii. Ia URACTIV Forte. URACTIV Forte ameliorează senzația de disconfort urinar printr-o formulă concentrată și eficientă. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Urgențele nocturne sunt coșmarul multor bărbați. Ei răspund la apel, însă funcționarea normală poate fi blocată de volumul mărit al prostatei. Cu doar o capsulă de Prostamol 1 zilnic la aceeași oră, poți controla problemele urinare cauzate de adenomul de prostată. Treburi bărbătești, medicament bărbătesc. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. De 30 de ani, motosapele Ruris ușurează munca a milioane de români. Alege acum motosapa potrivită din cea mai mare gamă din România și poți câștiga unul dintre sutele de premii disponibile. Descoperă acum puterea motosapelor Ruris. Hei, ce de cadouri faceți voi la Paștele Cailor? Domnului credit? Paște fericit acum, nu la Paștele Cailor. Sună la steluță 7171 sau intră pe icredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei și poți câștiga premii de primăvară. Poți să te prefaci că nu simți durerea. Dar când începe să crească în intensitate, de ce trebuie să aștepți să devină insuportabilă? Nalgezin conține naproxen sodic, care ameliorează rapid durerea de cap,
durerile de spate, durerile menstruale, cât și alte tipuri de dureri. Spune nu durerii la timp cu Nalgezin. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Instalatori sau profesori de înot. Găsești tot ce vrei și ce nu știai că vrei pe OLX.ro. OLX, toate serviciile într-un singur loc. Unele lucruri. La Profi găsești o mulțime de oferte. Acum ai lapte UHT Milk 3,5% grăsime 1 litru la 4,95 lei. Relaxare, îngrijire și răsfăți în baia ta modernă. La Lidl ai etajeră telescopică la doar 129 lei, set de duș la numai 199 lei și umidificator și difuzor arome la 89,99 lei. Lidl. Meriți să fii surprins. Te-ai lăsat de caiac, dar pare că mai ai ceva de vâslit ca să scapi de el? Da, ăsta e un semn. Un semn că nu trebuie să le faci tu chiar pe toate. Cumpără cu livrare prin OLX și poți câștiga premii în valoare de peste 500.000 de lei. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ori vezi copilul moare, de
Bacteria Nasima, întotdeauna cu cântecul ei de suflet, cântecul care răscolește inima ascultătorului. Încă o dată te felicit pentru tot ceea ce faci, vă felicit, dragii mei artiști, pentru că știu, nu este ușor. Iată, sunt artiști care vin de la sute de kilometri, din dragoste pentru cântec și din dragoste pentru publicul care iubește cântecul ăsta românesc. Și noi îți mulțumim că ai realizat această seară frumoasă. Nu suntem, n-am terminat. Nu, mai avem des. Nu, mai avem. Mai avem până la final, dar într-adevăr ai pus suflet, ne-ai motivat și pe noi să punem suflet, să venim cu cântece frumoase, cu cele mai reprezentative cântece ale noastre, de-a lungul anilor pe care îi înșirai mai devreme la fiecare dintre noi. Și să veniți cu cântecele astea despre care vorbești, pentru că aveți multe. Era nevoie din asemenea formă. Era nevoie, uite că putem face lucruri frumoase pentru telespectatori. Mariana, am înțeles că ai bătut o doamnă că acolo la tine în sat, ai dat cu pumnii, cu picioarele, chiar așa? O falsă, da, cumva? Nu, nu e o falsă. Nu am bătut în viața mea pe nimeni. Nu știi tu, dar mama ta știe. Alo, bună seara! Bună seara! Sărut mâna! Când era Mariana în burtică, vă mai dădea așa câte un picioruș, câte... Mama! Da, mama! La ora asta dormeai, mama! Nu dormea. Da, mama, da! Să rămână, mă bucur mult de tot că ați acceptat să intrați în cu noi. Da. Și mă gândesc că aveți un gând bun pentru fica dumneavoastră, pentru artista Mariana. Să trăiți, vă rog, multă sănătate vă urez. Să rămână, mulțumim frumos. Vă mulțumim din tot sufletul. Te iubesc, mama, te uiți la noi? Da, mă uit. O aud în cască. Îți place de noi? La începutul emisiunii. Așa, îți place de noi. Să nu închidem. Îți place de noi? Uite, mă întreabă Steliana dacă îți place de noi. Ești mulțumită de noi? Da, îmi place foarte mult. Sunt foarte bucuroasă de voi. Mulțumim, mă, mulțumim. Vă pupăm. Să rămână. O surpriză extraordinară. Vă dorim o seară minunată. Vă doresc multă, multă sănătate. Să rămână. Mulțumim, mamă, te iubesc. Să rămână. Și o punem. Și eu te iubesc, mamă. Vă iubesc pe amândouă. Adică și pe fata. E o fată, a patra fată pe Steliana. Pe care pe amândouă? Că dumneavoastră aveți mai multe fete. Pe mine și pe Mariana, nu? Acum. Pe amândouă vă iubește. Da, pe amândouă le iubesc. Da, să vă trăiască, să vă trăiască și cele din platou și cele de acasă. Ai primit frigiderul, toată ziua așteptat frigiderul, i-am trimis și zice, eu acum curăț șanțul în stradă să nu treacă ăștia cu frigiderul. Deci nu l-ai primit, mamă, să mă suni când îl primești. Dacă nu ați primit frigiderul, acum primiți cântecul Marianei Ionescu. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă. Vă pupăm, vă iubim, numai bine. Doamnelor și domnilor, Mariana Ionescu Căpitănescu! Firei puică furisită, ila, mă-ntreb când te lași iubită, ila, să știi mândră nu faci bine, ila, carte sufletul.
De bani
mi-am făcut și mulți dușmani. Mi-am făcut un rost în lume să trăiesc un pic mai bine. De-am avut noroc de bani, mi-am făcut și mulți dușmani. Nu știu ei prin ce am trecut, nopțile cum le-am pierdut, mă. Bani pe bani am adunat, eu am muncit, n-am furat, mă. Nu știu ei prin ce am trecut, nopțile cum le-am pierdut, mă. Bani pe bani am adunat, eu am muncit, n-am furat, mă. Degeaba mă dușmăniți, ca mine voi n-o să fiți, mă. Degeaba-mi purtați grija, nu călcați în urma mea. Degeaba mă dușmăniți, ca mine voi n-o să fiți, mă. Degeaba-mi purtați grija, nu călcați în urma mea. Parcă s-a schimbat lumea, nu mai este cum era, mă. Dragostea oamenilor stă în puterea banilor, mă. Parcă s-a schimbat lumea, nu mai este cum era, mă. Dragostea oamenilor stă în puterea banilor, mă. Eu tot așa voi rămâne, oricine aș ajunge în lume. Nu uit de unde am plecat și cine m-a ajutat. Eu tot așa voi rămâne, oricine aș ajunge în lume. Nu uit de unde am plecat și cine m-a ajutat. Dă-du drumul la cățea și a dracu cățea șcapă, era praf ca să mă facă. Tirei să fii mândra mea cu colțul de la bas, mamă. Cu vorba, parcă mi-ai legat mintea, mă. De la bălci mi te plimbai, ca cu coana te îmbrăcai. Îți luai papuci și rochiță, n-aveai bani nici de o albiță. De la bălci mi te plimbai, ca cu coana te îmbrăcai. Îți luai papuci și rochiță, n-aveai bani nici de o albiță. Thank you.
ce-o fi fost în mintea mea, să mă leg la cap cu ea, mă. Frumoasă nu prea era, dar să-mi fac ambiția, mă. Dar să-mi fac ambiția și să o am la mâna mea, să-i arăt că sunt jurat, nu-i altul ca mine în sat, mă. De se ținea mândrătare când băieții dau târcoale și la toată lumea spune niciunul nu e de mine. Un cântec satiric, un cântec foarte frumos. N-am putut să-l dedic nimănui. Păi și toate fetele astea sunt avute. Ai văzut, eu am știut când să mă duc, doar la o singură strofă. După aceea nu m-am mai regăsit. Pentru că eu sunt frumoasă, sunt deșteaptă, sunt talentată. Sau n-a ajuns vulpea la struguri? Și a zis că era urâtă, da. Dar eu fugi. Ca fugi, să nu... deci nu te da. Regăsiști. Da. Nu, domnule Enceanu, vă rog... Mulțumesc. Așa. Eu fugi, da. Ia vă rog frumos să-i dați microfonul... Doamna manager? Da, vă rog. Niculinei Stoican. Da, ce să fac? Și ea. Georgel, pe spațiu, stai puțin, doamna manager, da, scuze-mă, te rog frumos. Pe spațiu, doamne Steliana Sima, vreau să spun că sâmbătă seara ne văd oamenii la Bacău, la Teatrul Radu Beligan. Pe spațiu meu o să facem publicitate și la acest spectacol. Dar vreau să... Și pe 31... la sala Polivalentă din București suntem alături de poporul turc, trebuie să spunem lucrul ăsta. Stai, ca să nu trecem așa repede peste cele două evenimente, dar după cum ați văzut și ați observat cu toții, am fost atât de generoasă, i-am lăsat pe toți să se exprime și cu cântece și să-și promoveze activitatea și ați văzut, da? Eu am stat mai cu minte așa, dar acum zic și pe 18 martie da, pe 18 martie la teatrul de vară Radu Beligan din Brăila. Din Bacău. Din Bacău. Nu, era și Brăila, dar s-a amânat pentru altă. Din Bacău. Vom fi acolo cu un spectacol foarte frumos, Acasă în România. Și pe 31 martie la sala Polivalentă în București, un spectacol caritabil. Noi, artiștii, solidarizăm cu poporul turc, vă invităm și pe dumneavoastră să fiți în număr cât mai mare, pentru că este nevoie, într-adevăr, să putem să-i ajutăm să depășească momentele grele din tragedia pe care au trăit-o acolo și încă se resimt după ceea ce a fost. Este deci bine 31 martie. Dați, hai că zisei și eu. Zisești. Ia fi pe spațiul tău. Pe spațiul meu. Nu că, doamna manager, nu că am prelungit puțin emisia. Am prelungit-o pentru că eu în această seară. Eu cred că publicul rămâne, telespectatorii rămân în fața. Eu în această seară mi-am dorit foarte mult să vorbesc cu mamele voastre. Mamele noastre. Cu mamele voastre. Uite, cu mama ta. Ca să spun așa. Ioi! Nu, stai că nu-mi răspunde de o oră. De o oră, uite, am pus-o și pe Mariana. Și de-aia fierb, ca să știi. Și am sunat-o pe mama ta, s-a descărcat și telefonul, Felianei, nu răspunde mama ta. Mama Felianei, dacă vă uitați la noi, deschide telefonul. Hai să spun. Cred că... Mamă, verifică telefonul. Cred că i s-a terminat bateria. Că noi... Nu, că sună, dar nu răspunde. Stai să spun. Noi sună? Sună, am pus pe toată lumea, am sunat toată Oltenia. Știi de ce zic? Noi avem niște lucrări acolo acasă și de dimineața până seara sunt muncitorii și cred, de uita se uită. Mamă, răspunde la telefon. Eu chiar îmi doresc vezi, să vorbesc cu dumneavoastră. Ia telefonul, mamă, că uite. Așa, dacă ia telefonul, noi, răspunde, așa. Mamă. Uite, am sunat-o pe doamna Angelica Stoican imediat la secundă. A răspuns. Sărând mâna, doamna Angelica Stoican. Doamna Angelica. Bună seara, bună seara. Vă pupăm și vă iubim, sărând mâna. Frumoasilor. Ia uite așa zâmbăreață este Niculina. Cât de frumoasă este. O mare bucurie. Foarte frumos ceea ce ați pus la cale. Este extraordinar. Chiar o surpriză pentru mine. Și ce să vă spun eu mai mult decât atât. Sunteți ca o cunună de primăvară, de flori de primăvară, care mai de care, mai frumoși și nu mai vorbesc de talentați, pentru că ceea ce este clar în viața voastră artistică este că v-ați făcut un repertoriu pe lângă vocea pe care Dumnezeu v-a dăruit-o, ați știut că să parcurgi un drum lung al vieții și să mergi
totdeauna plus și plus este repertoriu. Și voi ați înțeles generația aceasta și chiar și tinerele frumoase, văd că și ele au repertoriu. Deci asta este baza clară a vieții artistice pe care o aveți. Și nu am decât să vă felicit și ceea ce ați spus la cale, ca emisiunile să se schimbe puțin și... Uitați că am schimbat, am schimbat. Pe scenă să vină artiștii care au ceea ce dărui oamenilor. Iar în rest, voi trebuie să faceți o selecție, așa cum... Ia uitați, în această seară am făcut o selecție și am adus artiști iubiți. Așa cum sunteți și dumneavoastră, doamna Angelica, și vreau să le spun telespectatorilor că sâmbătă de la ora 17 românii pot urmări gala cântecelor noastre acolo unde dumneavoastră susțineți, aveți un recital. Pentru că ne-am întâlnit la Bumbești Jiu și a fost un public minunat, așadar pentru cei de acasă, nu uitați, sâmbătă ora 17, un concert frumos. Vreau și pe fetița mea scumpă. Pentru mine toți copii sunt. Normal. Până când sunt pe pământ, toți copiii îi văd. Să o îmbrățișez cu drag și să știe că sunt absolut mulțumită de ceea ce ea trudește cu mare grijă și din ce trece timpul, parcă și mai luminoasă e. Ea și sora ei și asta este bucuria mea sfântă. Asta vreau să văd la această vârstă a mea. Se îmbrățișează mami și m-aș bucura totdeauna Dumnezeu să fie în calea voastră la tot. Să rămână, vă mulțumim frumos, doamna mulțumim. Angelica. Mulțumesc frumos, să rămână. Eu acum o să vorbesc așa, ca și fică, că de, las restul lucrurilor pe care le-a spus pentru noi toți. Să rămână, mulțumesc. Dacă astăzi sunt ceea ce sunt, sunt pentru că am primit o educație impecabilă de la familia mea și îți mulțumesc din suflet. Să rămână. Ai avut modelul în casă. Te rog. Iar eu nu pot decât să spun atât. Am rămas în picioare în semn de respect pentru dumneavoastră, doamna Angelica Stoican. Și vă iubesc mult și vă mulțumim pentru cuvintele frumoase, cuvintele alese. Vă mulțumim frumos! Mulțumim încă o dată. Vă îmbrățișez cu drag, cu drag, cu drag. Vă pupăm și vă iubim. Doamnelor și domnilor, ne cântă Niculina Stoican! Și
obraz. Cine m-a făcut pe mine, Dumnezeu să-i dea bine, că pe unde glasul trece, toată lumea să petrece. Bravo, foarte frumos. Așezați-vă pentru că vreau să vă servesc cu câte o friptură. Am dat comanda acum de o friptură, deci, ajută, de un șpriț. Deci, artiștii la masă. Da, am trimis vorbă în chilienii Oltului, acasă la mama Stelianei Sima, să pregătească puiul, azmă? Friptura, azmă, de toate. Ia să o întrebăm pe doamna Steliana dacă a pregătit toate bucatele astea. Să rând mâna, bună seara! Bună seara! Vedeți, mă? Gata, am dat de dumneavoastră. De o oră și jumătate m-am tot agitat. Mă, de ce nu răspunde? Că am vorbit la telefon. Era foarte trist, Sărumâna, era foarte trist, era Georgel, era foarte trist că nu răspunde mama lui Steliana Sima. Păi da, care pentru... o cheamă Stelioara pe Stelioara. Mama. Da. Doamna Stelioara, vă uitați la noi, da? Da, uite, acum chiar mă uit. Suntem frumoși, mamă! Felicitări, Georgele, maică, să trăiesc, ai o misiune. Cât ar fi, maică, omul de supărat și dacă nu iei durerea aia și toată întristarea doare. Bravo. Vedeți ce putere plânge, are cântecul. Nu plânge, da. Plânge. Urează mama sănătate multă de la mic și până la mare. Vă pupăm din tot sufletul nostru. Sărumâna, mulțumim. Îi mulțumim pentru că noi când am fost cu ansamblul folcloric Maria Tănase la Cilieni, mai ții minte? Țineți minte că ne-a adus puiul. Pui cu asmă. Vă mulțumim mult. Seamănă, Steliana, seamănă leit. Și fetii mele, să-i dea Dumnezeu sănătate. Așa. Fericire, să fie drumul presărat, numai cu bucurii și cu flori, să fie așa, numai în veselie și numai în fericire. Mulțumesc! Dacă vă refer, spune mare sănătate, multă fericire și mulțumesc pentru emisiunea Georgele, maică... Să rămână, doamna Stelioara! Să rămână! Mulțumesc! Vă pup din tot sufletul! Vă iubesc! Să rămână! Știi ce? Când zice mama, apoi să prinde. Mama fiecare, adică mama. Mama e mamă pentru fiecare dintre noi. Așa să fie, amin. Tot ce ne-ai urat acum și ne-ai dorit, mamă. Să rămână și mulțumesc din suflet. Și pentru că sunt la acest... Vă pup, mama, vă pup. Mulțumim frumos. Și noi vă pupăm și să vă trăiască și nepotul. Vă pup din tot sufletul. Ești fericită. Ok. Și pentru că suntem la acest moment de mulțumire, vreau să-mi îngăduiți să nu mergem mai de... Voi fi foarte scurtă, dar dați-mi voie să mai mulțumesc unui om căruia îi datorez ceea ce sunt astăzi ca artist. Mama m-a făcut, m-a format, mi-a dat viață, m-a format ca om, ca artist, până la un punct și am fost preluată mai departe, așa cum spuneați, de prințesa sufletului meu. M-am și emoționat acum, dar mă ajut. Și vreau să zic așa doar,
să nu pot, să nu merg mai departe, că îi mulțumesc dintotdeauna cu recunoștință pentru tot. Și am zis și în cântec și zic așa, dacă mă îngăduiți. Cu siguranță, sigur. Mărie, dragă Mărie, cum să-ți mulțumesc eu ție? M-ai luat din satul meu să călălumesc și eu. Vorbele ce mi le-ai spus, la inimioară le-am pus, azi cu drag mi le amintesc, din suflet îți mulțumesc, măi. În cântece te-ai cânta și lumea nu te-o uita, rămâi a noastră Mărie cu glasul de ciocârlie. Bravo, bravo! Foarte, foarte frumos! Iertați-mi emoțiile, dar fusă și mama, acum cântai și pentru prințesa, iertați-mi emoțiile, sper să fiu înțeleasă. Cântați pentru mama, cântați pentru prințesa, dar cântă și pentru noi și pentru cei de acasă. Okay. Mă întreabă fiul meu, Steliana Sima.
Doamnelor și domnilor, din păcate, ediția din această seară a emisiunii noastre, emisiune intitulată Celebrități și cântecele lor, se apropie cu pași repezi de final. Aș fi stat aici cu dumneavoastră până dimineață. Numai că, iată, spațiul de emisie, deși am prelungit, ai văzut, doamna Steliana, da? Nu m-am uitat la ceas. Nu te-ai uitat? E, să te uiți după ce ieșim din emisie, să știi. Dar am prelungit, pentru că în această seară au venit artiștii mei dragi și minunați. Vă mulțumesc, mulțumesc, Niculina. Mulțumesc, Mariana, mulțumesc, domnul Enceanu, mulțumesc, Maria Bândoiu. Mulțumesc, Lucreția Goagea. Îți mulțumesc din tot sufletul. O minunat, talentat și știi că aici te păstrez în sufletul meu și încă o dată spun că te respect enorm de mult. Să rămână. Îți mulțumesc din suflet. Mulțumesc încă o dată pentru găzduire. Mulțumesc colegelor, colegului meu. A făcut față. A făcut. Fiind în minoritate, a făcut față Enceanu. Te-a ajutat, Georgel, dar oricum fuseră mai multe. Da. Vă mulțumesc din suflet. Știu că ai o misiune grea de acum încolo, pentru că vei primi telefoane multe, așa cum am primit și eu. Important e tu să faci selecția și să păstrezi această seară să fie de colecție. Încerc tot să proiectul fac ăsta atât să cât ține de mine și nu, totul ține de tine. Totul, da. Nu, tu da. Pentru că altfel se pierde calitatea. Și îți mulțumesc încă o dată. Felicitări. Și pentru că suntem la final de emisie, să rămână. Trebuie să ne mai cânți. Mai cânt un cântec, da. Vă doresc numai bine. Am deschis cu un cântec nou, de pe noul meu album, și o să închei această seară cu un cântec tot după noul meu album, că o să zică lumea, bă, dar numai din alea... Nu, am și nou material, care a fost lansat în 2022 și mai cânt acum un cântec. Acum, imediat, vreau înainte de toate să le mulțumesc colegilor din platoul de filmare, să le mulțumesc colegilor din regia de emisie, le mulțumesc colegilor din MCR și vă mulțumesc dumneavoastră, celor din fața micului ecran. La final de emisie ne cântă celebra Steliana Sima. La revedere!
așa pe lume și frații trăiesc unii pentru alții. Glasul sângelui leagă, soră, frate, viața întreagă. Frate dragă, frățiorul meu, mă rog să te ajute Dumnezeu. Soră dragă, surioară mea, pentru tine mi-aș dă inima. Thank you.